Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Om Bun. Și cum este 15 ianuarie, nu putem să nu vorbim despre Mihai Eminescu, poetul nostru drag, iubit, poet, prozator, jurnalist român, născut în 1850, la 15 ianuarie. Așa a rămas, de fapt, cu toate că s-a născut după spusele și după înscrisurile familiei, s-ar fi născut la 20 decembrie 1849. Dar a rămas întipărit pentru noi că s-a născut la 15 ianuarie 1850 la Ipotești, în județul Botoșani. Nu a trăit mult. Pe 15 iunie 1889 s-a stins din viață la București. Avem o personalitate românească, Mihai Eminescu, și vreau să mai adaug în această emisiune încă o personalitate americană de data asta, un luptător al drepturilor oamenilor de culoare, născut tot pe 15 ianuarie, însă în 1929, asasinat de tânăr și el, pe 4 aprilie 1968, este vorba despre Martin Luther King, un sociolog și un pastor american de culoare, așa cum am spus, luptător pentru drepturile oamenilor de culoare din Statele Unite, memorabil fiind discursul său rostit pe 28 august 1963, I have a dream, am un vis, prin discursul său arătând că oamenii, indiferent de culoarea pielii, trebuie să aibă aceleași drepturi, pentru că sunt fiii aceluiași Dumnezeu, aceeași umanități. Hai să vorbim întâi de Eminescu și nu aș vrea să vorbesc despre poetul Eminescu, pentru că dau poetul Eminescu și prozatorul Eminescu dă destulă bătaie de cap tinerilor noștri elevi la intrarea în liceu sau la finalizarea acestuia la examenul de bacalaureat. Nu pentru că nu am avea ce să vorbim, este reprezentantul romantismului nostru literar, este cel mai iubit dintre poeții noștri, este cel mai prolific. Teoriile lui, inspirate din Kant, Hegel, Schopenhauer, se văd în poezie, se văd în filozofia poeziei, ci vreau să vorbesc mai mult despre Eminescu. N-aș putea să vorbesc despre poet într-o singură emisiune. Ar trebui emisiuni întregi. Aș vrea să vorbesc doar despre jurnalistul Eminescu, despre omul care a scris la ziar, despre omul cu idei politice, pentru că dacă nu poezia l-a ucis pe Eminescu, în mod clar, politica pe care a făcut-o și ideile sale din ziarele timpului au încurcat mulți oameni politici din vremurile lui și, după unele teorii care susțin asasinarea lui, i-ar fi adus marului român Mihai Eminescu mai devreme moartea. Rădăcinile ideologice ale lui Eminescu sunt conservatoare. În vremea respectivă, el a publicat în ziarul Timpul, ziarul Partidului Conservator,
El a publicistica lui a cuprins etapa istorică a formării României moderne, a cuprins războiul de independență, Congresul de Pace de la Berlin, proclamarea independenței, proclamarea regatului și cu toate evenimentele sociale și economice pe care le-a suferit acest popor, de la răscumpărarea căilor ferate, de la formarea unei noi Constituții la 1866, legea electorală care s-a dat atunci, bugetul care s-a făcut și legile bugetului, înființarea băncii naționale, politica externă dusă de mica Românie de atunci, dările, legislația privind inamovibilitatea judecătorilor, absolut toate transformările care se petreceau atunci în societate, Eminescu le-a văzut. Și la conducerea României din vremea respectivă erau liberalii. Liberalii duceau toate eforturile pentru a transforma societatea românească dintr-o societate de tip feudal, dintr-o societate de tip fanariot dinainte, într-o societate modernă, într-o societate capitalistă, într-un stat modern. Și toate aceste transformări care se petreceau prin modificarea instituțiilor statului de atunci, domnea Carol I, la început principe și apoi domnitor principe și apoi regele Carol I, cu toate transformările sociale, economice, politice, rotativa guvernamentală, era o întreagă frământare în viața românească de atunci. Eminescu a simțit, a fost și revizor școlar la un moment dat, când au venit liberalii la putere, a fost dat afară din învățământ, a publicat în ziarul Timpul, ziarul Partidului Conservator, el nu a fost un ziarist care și-a plătit facturile cum ar fi din munca de gazetar. A avut această funcție de ziarist la ziarul Timpul, dar el a publicat tot timpul ceea ce a considerat el că este necesar să spună și nu ceea ce i s-ar fi dictat să spună. Chiar caut aici să văd așa. Pentru Eminescu considera că ceea ce trebuie să spună avea de scris în ziar și nu spunea doar pentru că era plătit, ci pentru că simțea ceea ce trebuie să spună. Părerea mea individuală, în care nu oblig pe nimeni de a o crede, e că politica ce se face azi în România și dintr-o parte și dintr-alta este o politică necoaptă. Căci pentru adevărata și deplina înțelegere a instituțiilor noastre de azi, ne trebuie o generațiune, adică o generație, ce avem de a o crește de acum înainte. Uite, parcă sunt cuvinte spuse astăzi de cineva. Eu las lumea ca să meargă cum îi place, dumisale. Misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele țării e o creștere morală a generației tinere și a generațiunii ce va veni. Nu caut adepți la ideea cea de întâi, dar la cea de a doua, sufletului meu ține ca la el însuși. Deci, misiunea oamenilor, și repet, pentru că și astăzi cuvintele lui Eminescu sunt vii și mă refer la toți oamenii de
mai ales la intelectualitatea românească de astăzi, de la profesori, la funcționarii de stat, la funcționarii locali, la medici, la chiar la inginerii din fabrici, la cei care cât de cât au făcut un pic de școală mai multă, că sunt modele pentru ceilalți. Și să ia aminte la ceea ce mai citesc odată. Eu las lumea ca să meargă cum îi place dumisale. Misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele țării e creșterea morală a generațiunii tinere și a generațiunii ce va veni. Nu caut adepți la cea din tâi, adică să caut să strângă tineri pe lângă el, dar la cea de-a doua, sufletul meu ține ca la el însuși, adică modul cum vom construi generația ce va să vină este de căpătâi pentru noi. Este hotărător pentru națiune. Pentru Eminescu, să știți că legea supremă în politică era conservarea naționalității și întărirea statului. De aceea el era, din punct de vedere politic, el era mai degrabă conservator. Dacă Partidul Național Liberal în vremea aceea a fost la conducerea țării și atunci când s-a obținut aducerea principiului străin și atunci când s-a obținut independența țării și atunci când s-a obținut regalitatea, formarea regalității, pur și simplu, în 1881, formarea regatului, regele Carol I devenind primul rege român, dinastia era, Partidul Național Liberal era cel care modifica societatea, aducea noul în societate după modelul occidental. S-a transformat România atunci, nu a rămas o entitate statală învechită și feudală. Ei, Partidul Conservator nu că ar fi avut idei feudale, dar dorea ca această transformare să fie făcută mai încet, cu un ritm mai puțin alert. Liberalii doreau un ritm accelerat, nu era timp. Nu avea timp România să se modeleze, ceea ce statul occidental s-a modelat în 3-400 de ani. România trebuia să câștige, să ardă etapă, să câștige timp. De aceea transformările se făceau de la o zi la alta. Bineînțeles că pentru oamenii de atunci era greu, mai ales pentru marea masă a populației. Toate dispozițiunile care ating viața juridică și economică a nației trebuie să rezulte înainte de toate din suprema lege a conservării naționalității și a țării cu orice mijloc și pe orice cale, chiar dacă și mijlocul și calea n-ar fi conforme cu civilizația și umanitarismul, care astăzi formează masca și pretextul sub care apusul se luptă cu toate civilizațiile rămase îndărât sau eterogene. Astăzi suntem în Uniunea Europeană. Avem standardele Uniunii Europene pe care trebuie să le implementăm în societatea noastră românească. Suntem priviți ca o colonie a Occidentului. Ba a Germaniei, ba a Franței, ba a Austriei, ba a americanilor, ba a americiștilor. Am fost până acum o colonie a sovieticilor. Și priviți așa, după al doilea război mondial. Trebuie să ne ridicăm prin forțele noastre. Dar trebuie să și acceptăm valorile occidentale și să ne însușim. Corupția și nu numai, incompetența
incompetența așa bolnavă, mai ales în zona statului și a funcționarimii statului, mai ales sus de tot. Poate este o boală mai grea decât corupția, această incompetență. Deci toate dispozițiile care ating viața juridică și economică a nației, sunt vorbele lui Eminescu, astea le citesc, ca jurnalist. Toate dispozițiile care ating viața juridică și economică a nației trebuie să rezulte înainte de toate din suprema lege a conservării naționalității și a țării, cu orice mijloc și pe orice cale, chiar dacă și mijlocul și calea n-ar fi conforme cu civilizația și umanitarismul de care azi formează masca și pretextul sub care apusul se luptă cu toate civilizațiile rămase îndărât sau eterogene. Prin atitudinea sa, Eminescu nu dorea ca să constrângă cetățenii de altă etnie să devină români sau să fie excluși din viața publică, ci dorea ca linia întâi să reprezinte cei care credeau în națiunea română și în formarea unei națiuni române omogene, unei națiuni cu adevărat române, unui filon românesc. De aceea, dacă ne uităm în poeziile sale, vedem că sunt aduși în prezentul său, în prezent, sunt aduse figuri importante, Mircea, în Scrisoarea a treia, da? Figuri ale trecutului românesc, ale voievozilor, ale unde ești tu, Țepeș, Doamne, ca punând, deci figuri ale dreptății românești, figuri emblematice ale istoriei noastre. Pentru aceasta a avut de suferit Eminescu. Nu pentru poezii, ci pentru ceea ce a publicat. Martin Luther King. Hai să luăm puțină pauză de publicitate și vom vorbi elemente esențiale ale activității lui Martin Luther King după pauza de publicitate. Pauză, te rog! PVC Tomplast. Ai trei motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac, țac. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse.
Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare Kuma Karawa. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. APA Vital are grijă de apa din municipiul Pașcani. De acum și orașul Pașcani va avea servicii de furnizare a apei la nivel european. Pentru a beneficia de serviciile APA Vital, formați asociații de locatari în blocuri și încheiați noile contracte prin asociațiile de locatari sau individual dacă nu locuiți la bloc. Informații la telefon 0232 969 sau pe site-ul APA Vital. APA Vital este parte din viața orașului Pașcani. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Pe 15 ianuarie 1929 s-a născut un luptător pentru drepturile omului, mai ales a omului de culoare, din Statele Unite, Martin Luther King. De ce ne-ar interesa asta? Pe noi, românii. Ne-ar interesa pentru că drepturile omului nu reprezintă drepturile omului alb, nu reprezintă drepturile omului european, ci reprezintă drepturile omului și punct. Indiferent de culoare, indiferent de religie, indiferent de origine, indiferent de popor, drepturile omului sunt drepturile omului și ale umanității. Indiferent că este vorba despre un indian din rezervațiile din Statele Unite, indiferent că este vorba despre o sectă chinezească, ce privește Qigongul, acea mișcare energetică de Tai Chi și de echilibrare a omului după energiile vieții. Acei oameni din China despre care vorbesc, care practică Qigong și care folosesc această filozofie a vieții, să știți că astăzi sunt închiși în China și sunt prelevate organele pe viu, sunt reeducați după cele mai staliniste metode și maoiste metode, indiferent că dacă această putere China are putere economică a doua din lume, de exemplu, astăzi. Poate chiar prima, dacă ne uităm mai bine. Indiferent dacă este principalul importator și exportator al lumii, drepturile omului nu sunt respectate. Drepturile omului nu sunt respectate nici în Rusia. Pentru că este un banc spus pe net și foarte important. Apare chipul lui Putin care spune așa: dreptul la exprimare este garantat în Rusia. Nu mai este garantat dreptul de după exprimare. Deci acolo, dacă te-ai exprimat cumva greșit împotriva oligarhilor lui Putin, s-ar putea să faci pușcărie sau s-ar putea să-ți fie luată și viața. De aceea foarte mulți jurnaliști de prin Rusia sunt uciși în stradă. Scurt. Sunt scoși din emisie, direct. O jurnalistă rusoaică a spus ceva împotriva alegerilor prezidențiale ale lui Putin, cum a fost ales sau cum s-a făcut sau cum s-a adres și ce mafie politică a fost acolo în zona ei și gata, din timpul emisiei a fost săltată. Și s-a întrerupt dreptul de a mai vorbi. Ei, Martin Luther King a fost un sociolog și apoi a făcut facultatea de teologie, a fost un pastor american, baptist, religia neoprotestantă, baptistă, este de fapt protestantă, baptistă, este una din religiile cele mai răspândite în Statele Unite. Și fiind pastor de tânăr, și-a dat seama că prin discurs poate motiva oamenii într-un anumit fel.
Și fiind un om care aprecia non-violența practicată și promovată de Mahatma Gandhi, luptător pentru drepturile indienilor din India, din faza de dominion britanic, Martin Luther King și-a dat seama că prin non-violență, prin manifestare pașnică, poate și prin discurs, poate lupta pentru drepturile oamenilor de culoare din Statele Unite. După al doilea război mondial, după ce foarte mulți soldați americani au fost cei de culoare și au vorba aia lor, că sângele nostru tot roșu a curs pe front. Apoi a urmat războiul din Vietnam cu schimbările acelea de ideologii și cu tot ceea ce reprezenta America la momentul respectiv, lupta ei împotriva comunismului. Totuși, diferențe de abordare și diferențe de educație și diferențe de standard de civilizație existau în America de după război. Și în momentul în care, în 1955, pe 1 decembrie, Rosa Parks, o femeie de culoare, a protestat. Nu s-a ridicat pur și simplu să cede de pe scaun, să cedeze locul unui alb într-un mijloc de transport. Și acest fel de a protesta acelei femei, pentru că autobuzele în Statele Unite aveau locuri în spate pentru negri și în față pentru albi. Era o segregare, școli în care învățau negri, învățau doar negri și școli în care învățau albi, învățau doar albi. Nu puteai să fii om de culoare să înveți în școala albilor la momentul respectiv. Era o segregare, erau legi segregaționiste. În momentul în care Rosa Parks a protestat în felul acesta, Martin Luther King, pastor fiind, a spus în speech-ul său, în pledoaria sa, în discursurile sale, a lăudat pe Rosa Parks și s-a făcut deja cunoscut. Vocea sa, a unui pastor, luptă pentru drepturile oamenilor ca să fie egali, indiferent de culoarea pielii. Fiind spuse și azi și mâine, discursurile sale fiind promovate, pe 13 noiembrie 1956, deci deja la un an de zile după ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu Rosa Parks, protestul ei, Curtea Supremă de Justiție din Statele Unite au abolit legile segregaționiste, au spus că nu sunt conform Constituției. Conform Constituției, cetățenii Statelor Unite sunt egali. Așa că nu poate să spună o lege că tu ești negru să stai în stânga și tu ești alb să stai în dreapta. Stai oriunde vrei, că ești egal în fața legii. Și au abolit legile segregaționiste, mai ales din sudul Statelor Unite. Asta a fost o victorie pentru organizațiile ce luptau pentru drepturile negrilor din Statele Unite și mai ales pentru Martin Luther King. El a fost un coleg și cu Malcolm X în discursul său, numai că el era musulman și aborda tema violentă de mișcare pentru drepturile omului și pentru drepturile omului de culoare din Statele Unite, folosind metode violente. Și au fost aprobate niște legi sub administrația lui Johnson. Regulile și drepturile civile, drepturile de vot, Civil Rights Act, Voting Rights Act, au fost aprobate atunci. Popularitatea lui Martin Luther King a crescut. El a făcut tot felul de plimbări prin Statele Unite, a ținut tot felul de discursuri
peste tot, întâi în biserici și apoi discursuri publice în piață. Pe 28 august 1963 a scris, a rostit în 17 minute un speech, I have a dream, am un vis. Cel mai important discurs al său și cel ce a rămas peste tot filmat. Vă spun azi, prieteni, chiar dacă va trebui să dăm piept cu greutățile de azi și de mâine, că am avut un vis. Este un vis cu rădăcini adânci în visul american. Am visat că într-o zi această națiune se va ridica și va înțelege adevărul cuprins în crezul său. Susținem că aceasta este evident. Toți oamenii se nasc egali. Am visat că într-o zi, pe dealurile roșii din Georgia, copiii foștilor sclavi vor sta la aceeași masă cu copiii foștilor proprietari de sclavi. Am visat că într-o zi, statul Mississippi însuși, stat în care se gâtuie injustiția, stat în care se taie, în care te gâtuie oprimarea, să se transforme într-o oază de libertate și de justiție. Am visat că cei patru copii ai mei vor trăi într-o zi în mijlocul unei națiuni în care nu vor mai fi judecați după culoarea pielii, ci după calitățile lor. I have a dream este considerat astăzi unul din cele mai bune discursuri din istoria Americii și marșul ce a urmat în acestui discurs a contribuit din plin la promovarea și promulgarea drepturilor civile din 1964. El a luptat, Martin Luther King, împotriva sărăciei și a războiului din Vietnam. Iaca, încă un militant pentru drepturi care a fost ucis, a fost asasinat acest luptător pentru drepturile oamenilor pe 4 aprilie 1968. Avem două personalități, una românească și una americană. Avem modele după care ne putem lua. Doar trebuie să luptăm și să fim la fel ca ei. Nu prin violență, ci prin non-violență, dar prin cuvântul drept, prin cuvântul și prin înțelepciunea cea dreaptă. Nimic nu se face fără Dumnezeu. Nihil sine die. Și trebuie să facem totul cu înțelepciune de la Dumnezeu. Și așa cum a spus Eminescu și așa cum v-am spus în prima parte a emisiunii, pentru generația ce va veni, pentru aceea să luptăm, să trăiască bine. Și Martin Luther King a vorbit despre copiii săi. Să trăiască într-o lume justă. Hai să luptăm pentru ca fiii noștri și fiicele noastre să trăiască într-o lume justă. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!